Dumnezeu ne vindecă pe toți. Dar cum? Că nu face impersonal. Face personal. Și atunci Dumnezeu, când vrea să vorbească cu tine, El va găsi pe lângă tine pe cineva. Nu trebuie să fie neapărat un preot, cum zic unii, că doar prin noi se poate ajunge. Nu e adevărat. Însă și faptul că apostolii erau niște oameni simpli și toată tradiția bisericii se bazează pe apostoli și pe filiația apostolică, ne arată că Dumnezeu alege pe cine vrea El să-ți vorbească ție, ca tu să-și auzi. Despre numele Lui. Despre numele Lui și despre ce ai tu nevoie. Și atunci mergi în piață și o bătrânică, oareșcare, la un moment dat, după ce ți-a vândut niște leuștean, îți spune ceva. Și acel ceva va rodi în tine și va lucra în tine o minunată întâlnire cu Dumnezeu. Și nu e bătrânica cea care a făcut-o, că bătrânica poate nici nu știe ce a spus. Dar Dumnezeu a ales o stație în care s-a pogorât și El, că dacă nu vrei tu să-L auzi personal, sau poate nu ești pregătit să-L auzi personal, ți-e mai ușor să auzi prin altcineva. Călătorii interioare. Un podcast cu Petra Iorga. Bună seara! Sărămână! Demarăm un nou proiect. De fapt, demarez un nou proiect care se numește Călătorii interioare cu mine, adică Călătorii interioare cu Petra Iorga. Și mă simt foarte onorată pentru că ești alături de mine și pentru că deschidem seria asta de proiecte de tip podcast cu tine. Îți dai seama ce presiune pui pe oamenii mei, pentru că fiind primul în emisiunile cu tine, dacă ulterioarele nu-ți vor ieși bine, va fi vina mea că nu ți-am adus noroc. Da, dar eu simt că mi-ai adus noroc și simt că e de bun augur, așa că mulțumesc, Oreste, pentru că ai venit și ai acceptat invitația și pentru că ai deschis pragul ușii noastre cu evenimentul tău pe care tocmai l-ai avut la Brașov. Da, și mulțumesc că a fost o primire călduroasă, o energie foarte bună. Și pentru 3 zile, deși am plecat destul de departe de casa mea, m-am simțit și la voi aici ca acasă. Super, mulțumesc! Nu ne-am propus să facem nimic în seara asta. Vom reuși atunci. Adică ne-am propus, hai să avem o discuție liberă despre, nu știu, uite-mi vine despre viață, despre suflet, despre Dumnezeu, despre oameni, despre tot ceea ce trăim noi în vremurile astea. Și vreau să începem cu o întrebare. Te rog. Cine este omul Oreste? Întrebare grea, pentru că nu știu să-ți răspund exact. Dar ce-ți vine acum? Eu cumva intuiesc cine sunt, dar încă nu sunt foarte convins că sunt ce intuiesc că sunt. Știi că toți, până la urmă, străbatem 3 lumi despre noi înșine. Suntem ceea ce credem noi înșine că suntem, suntem și ceea ce cred alții că suntem. Și abia mult mai târziu, după ce ajungem să ne cunoaștem și să ne împrietenim cu noi înșine, devenim ceea ce chiar suntem cu adevărat. Eu sunt la vârsta la care ar trebui deja, trecând și prin experiența autoiluzionării că aș fi cineva, vindecându-mă și de etichetele pe care întotdeauna le-au pus alții despre mine, cel puțin teoretic ar trebui la aproape 50 de ani cât am acum să încep să devin ceea ce chiar sunt cu adevărat. Dar eu sunt un om fără certitudini prea mare, adică m-a ferit Dumnezeu și poate că nu e rău așa să am certitudinile și axiomele la mine. Și atunci mi-e greu să-ți răspund în câteva fraze. Sunt un amestec de mai multe chestiuni, adică pot să spun așa că sunt un om onest. Adică indiferent dacă fac ceva bine sau fac ceva rău, pentru că le-am făcut și le fac în continuare, din păcate, pe amândouă, că sunt păcătos, n-am ce să fac. Dar chiar ești păcătos? Cum încadrezi zona asta de păcat atunci când zici că sunt păcătos? Pentru că niciodată nu reușesc până la capăt să nu judec pe ceilalți, înțelegi? Și atunci păcatul meu, de care încă nu m-am vindecat, dar de care sunt din ce în ce mai conștient,
este că, deși știu foarte bine că cea mai mare stupiditate este să generalizezi și imediat a doua să etichetezi, mai ales că noi nu avem niciun instrument de o precizie matematică să cunoaștem, să pătrundem exact sufletul celuilalt. Și atunci mă las de multe ori pradă judecăților imediate și superficiale și etichetez oameni, situații, contexte. Am judecăți din astea de valoare care n-au nicio valoare și asta mă ține destul de departe de ce ar trebui să fie un om cu adevărat înțelept. De esență. De esență. Și atunci eu, deși tot propovăduiesc și practic așa cumva cât pot din onestitate, îndemnul către înțelepciune și către o așezare mai profundă și a gândului și a vorbei și a faptei, mă surprind de multe ori, de asta spun că sunt păcătos, că fac păcatul ăsta de a eticheta, de a cataloga așa în mintea mea cu limitele mele diverse situații, diversi oameni și de multe ori Dumnezeu mă trage peste bot și îi mulțumesc mult pentru asta. Deci te iubește. Da. De multe ori m-am întrebat și de ce. Oare de ce mă iubește Dumnezeu? Că... Dar simți că meriți că te iubește? Nu, tocmai de asta zic. Și îmi dau seama câtă dreptate a avut părintele Rafael Noica, care a spus ce pot să vă spun cu siguranță despre Dumnezeu este că El este nedrept cu El însuși. Cum, părinte? Păi dacă ar fi fost drept, nu ne-ar fi mântuit pe niciunul. Și atunci, da, El ne iubește Dumnezeu așa, are o iubire atât de specială față de cel mai mare păcătos, nu, încât dragostea celui mai mare sfânt devine mică pentru El în raport cu dragostea Lui pentru cel mai mare dintre păcătoși. Și atunci, de multe ori mă întreb și sunt cumva recunoscător că mă iubește, că simt iubirea Lui Dumnezeu și mă și obligă cumva să înțeleg de ce. Dar dacă ar fi să te uiți la tine, la un Oreste care nu e păcătos, cum te-ai vedea? Băi, nu știu, vezi aici, eu cred că am o șansă foarte mare, pentru că eu nu m-am văzut niciodată altfel decât prin lentila asta. A unui om cu limitele lui, cu greșelile lui, cu imperfecțiunile lui, adică m-a salvat Dumnezeu de trufie. Domne, ce perfect sunt, Domne, ce frumos sunt, Domne, ce dreptate am, știi? Eu n-am mai spus, uite, îți fac și eu un cadou în podcastul tău, pentru că eu mă deschid și îți fac o confesiune. Eu nu prea mă uit niciodată la mine. Adică eu, dacă m-aș uita la podcastul cu noi, la alte emisiuni pe care le-am făcut... Nici eu nu mă uit la podcasturile cu mine. Bă, nu îmi place de mine. Adică îmi dau seama că între mine, prestatorul și mine, spectatorul, e o distanță destul de mare. Adică eu mă privesc și nu-mi place ce, nici cum arăt, nici ce spun. Adică n-am încredere foarte mult în mine și atunci eu mi-am dat seama că e un clivaj așa între mine, prestator de servicii publice, de imagine sau de emisiuni sau de contexte din asta, și atunci citesc ce spun alții despre mine și îmi fac așa ce un medie. Ce simți atunci când citești despre ce spun alții despre tine? Cum te simți? Păi tu? Nu știu, dacă oamenii sunt sinceri și mă înjură sincer și cu voluptate, îmi dau seama că poate au dreptate și pe undeva am greșit. Dacă mă apreciază și mă laudă cumva cu aceeași onestitate, înseamnă că pe undeva am spus ceva bine. Și atunci fac și eu o medie între ce e rău și ce e bine și îmi trag un fel de proprie concluzie. Dar eu am mai observat ceva, că am o experiență în meseria asta de mulți ani de zile, și anume că dacă a ieșit ceva bun, dacă a ieșit ceva bine și dacă ceva a putut să schimbe în bine pe altcineva, sigur n-a venit de la mine, ci a venit mai degrabă prin mine. Pentru că și eu mă surprind după aceea când vreau să mă văd și am curajul să mă văd, că lucrurile alea mișto pe care le-am spus, bă, parcă nu le-am spus eu. Da, ai remarcat asta? Am remarcat asta și atunci asta m-a liniștit foarte tare. Și atunci eu, uite, îți mai fac o confidență, eu mă rog la Dumnezeu înainte să încep ceva, să-mi dea suficientă minte și cuvânt ca să pot să las să treacă alt flux prin mine. Pentru că eu sunt un om limitat, un om care e ca toți oamenii. N-am ce să învăț eu pe nimeni. Dar dorința mea ca fluxul ăsta să treacă cumva și prin mine, eu cred că e suficientă, dacă e onestă și sinceră, cât altcineva să
pogoare așa, să se coboare tainic cumva prin mintea mea și prin gândul meu și prin vorba mea ca să ajungă în inimile unor oameni, să transmită ceva. Și ăla nu sunt eu. Dar uite, hai să-ți fac o confesiune și eu. Intenția pe care am pus-o în seara asta a fost exact asta. Să curgă prin mine întrebările prin care tu să dai răspunsurile care să ajungă la cât mai mulți oameni. Am știut și am apreciat asta pentru că mi-ai spus cu sinceritate, băi, nu spun despre ce vorbim, nu știu, o să vorbim și o să vedem. Și asta mie mi-a plăcut enorm de mult pentru că și eu funcționez perfect la fel. Adică nu m-am, de câte ori am premeditat ceva și am vrut să spun ceva, n-a ieșit nimic. Eu de-aia ori sunt spontan și atunci curge ceva, ori dacă nu iese prost, să trag 1000 de duble, nu-mi place nimica și nu iese până la urmă, nu iese nimic. Ok. Uite, dacă tot zice asta, că avem zona asta de spontaneitate și de adaptabilitate într-un context în care nu știm ce urmează să se întâmple, dar simțim. Ce am putea să povestim noi oamenilor despre cum ajungi să trăiești într-o stare de flux? Ce părere ai? Cum poate omul să ajungă dintr-o zonă de control, de exemplu, în care crede că controlează totul, într-o zonă de a trăi în flux, de a simți că este conectat la ceva mai mare care își face treaba prin el? Eu cred sincer că nu poate de la sine. Că nici apa nu fierbe de la sine. Trebuie să existe un foc acolo. Și eu cred că noi, dacă ne abandonăm efectiv, cu curaj și încredere. Da, cu credință, pe topoganul ăsta al vieții și nu mai premedităm nimic. Pur și simplu, bă, e o nouă zi. Habar n-am ce o să se întâmple. Nu știu, nu am nicio țintă, n-am nicio direcție. Îi spun, cum și Petrețuța îi spunea lui Dumnezeu, Doamne, nu mai vreau să fac nimic, eu că fac prost. Eu sunt la cheremul tău, fă ce vrei din mine și cu mine. În momentul ăla realizezi că Dumnezeu, viața, propriul tău destin, direcțiile astea care ne modelează în viață, au niște rațiuni mult mai adânci și mult mai bune pentru tine decât ai avea tu cu mintea ta de prost. Că noi suntem minți de prost. Dar cu toate astea, sunt oameni care, de exemplu, se uită la noi acum și or să zică, adică tu vrei să spui că noi nu mai facem nimic, nu ne mai facem obiective, nu ne mai punem țeluri, nu ne mai punem scopuri, gânduri, că trebuie să fac asta, că trebuie să ajung acolo până în punctul D. Și atunci cum trăim? Eu nu le spun ce să facă ei, că nu pot să-mi permit treaba asta, că n-am nicio înălțime să spun asta. Eu spun ce fac eu. Și atunci eu asta fac. Și atunci, de câte ori nu am făcut așa, și de câte ori am avut trufia să cred că mintea mea, controlul meu, proiectele mele sunt foarte bine așezate într-o pagină și ele trebuie neapărat să ajungă acolo unde vreau eu, am eșuat lamentabil. Și atunci tot viața mea de până la 50 de ani mi-a arătat că dacă mă las efectiv cu bună credință și nu cu lene sau cu... pur și simplu m-am trezit și aștept să vină trenul în gara mea. Eu îl aștept. El poate să vină, poate să nu vină. Dar eu nu vreau să mă sui într-un tren ales de mine și să mă duc la o destinație pe care mi-am premeditat-o eu. De asta spun. Sper că sunt, adică cei care ne privesc, sper să înțeleagă corect ce vreau să spun. Și atunci mi-a demonstrat viața că de câte ori am fost doar pregătit să călătoresc în ziua respectivă, unde am ajuns în ziua respectivă a fost mult mai bine, mult mai împlinitor și mult mai cuceritor, uimitor pentru viața mea decât atunci când m-am suit eu în trenul X către destinația Y. Și atunci dacă mi-a dat Dumnezeu un exemplu, două exemple, trei exemple, bă, de a cincea oară mi-am dat seama că ăsta e drumul. Nu știu dacă funcționează pentru toată lumea. Cred că da, dar ca să fiu perfect onest, pentru mine a funcționat și funcționează în continuare. Ai putea să te uiți în timp la un moment când s-a întâmplat prima dată lucrul ăsta, să te lași pur și simplu în flux pentru că ai fost nevoit sau pentru că așa ai simțit? Când a venit momentul ăsta de abandon? Uite, eu trebuie să-i mulțumesc foarte mult mamei mele pentru că eu, când mama fiind profesoară de literatură și care, mă rog, m-a crescut cumva, dar nu obligându-mă, doamne, că nu m-a obligat să citesc nimic, dar tot dându-mi de la distanță așa câteva repere interesante în viață, mi-a vorbit, cred că aveam undeva de 11-12 ani, despre tipurile de inspirație ale scriitorilor. Și ea spunea că pentru ea
favorit este Mircea Eliade, care a spus că el, când pune mâna pe Condei, nu are nicio idee în cap. Și cumva inspirația vine de undeva și Condeiul ăla parcă scrie singur. Nu știu de ce mi-a rămas mie în cap treaba asta. Și atunci, vezi, tot maică mea și ai mei mi-au creat o cheie. Mi-au spus-o când eram prea crud ca să o și înțeleg. Dar nu știu, ceva în mine a rezonat atunci, la 8, 9, 10, 11, nu mai știu exact. Și am zis, bă, eu aș vrea să fiu și eu. Nu știam cine e Mircea Eliade, dar mi-a plăcut că e inspirația mai bună decât premeditarea, știi? Și oare Mircea Eliade se gândea, se referea la a ajunge să trăiești o stare? Da, adică el spunea că de câte ori a scris pe scenariu, adică știi că de multe ori noi ne facem așa un brief și zicem, domne, am 7 idei. Eu astea 7 idei aș vrea să le pun într-o pagină. Bă, și te chinuiești până îți dai seama că ori s-ar putea să nu iasă. Da. Adică cumva se întâmplă ceva. Noi nu suntem niște autori compleți, noi suntem niște co-autori ai vieților. Și atunci el explică și am înțeles și eu mai târziu treaba asta, a spus, domne, foaia este albă, pixul este pix și tu ești o ființă. Dacă vrei să rămână ceva mai important decât propria ta ființă, care este trecătoare și acolo o umbră printre alte umbre, nu scrie de la tine. Da. Că tu o scrii cu limitele tale, da, cu ce ai înțeles tu din viață, cu ce ai crezut tu despre una și despre alta. Și atunci inspirația asta, care este muza, da, nu se întâlnește și în pictură și în poezie, și muza asta e peste autor. Pentru că e alt autor care ne scrie pe toți. Și după ce am mai citit și... Care e de fapt o forță, da, care vine peste tine. Da, trece prin tine. După am citit, mai târziu, fiind mai mare, o piesă a lui Pirandello, 6 personaje în căutarea unui autor. Și eu mi-am dat seama, atunci, nu știu, aveam 20 de ani, că noi toți suntem niște personaje în căutarea unui autor. Că noi, chiar dacă credem, chiar dacă nu credem în Dumnezeu, noi îl căutăm și ne raportăm la el, fie crezând în el, fie necrezând în el. Adică să nu cumva să avem senzația că ateii sau cei care se declară fundamental necredincioși nu-l caută pe Dumnezeu. Îl caută, dar încă nu l-au găsit, pentru că se referă la el. Dacă nu s-a referit la el, înseamnă că n-ar conta pentru ei. Și atunci când unul spune eu nu cred în Dumnezeu, deja s-a raportat la Dumnezeu prin necredință, iar alții se raportează prin credință. Da, e aceeași raportare. Da. Pornind de la aceeași sursă. Absolut. Uite, vorbeai acum despre cărți. Zim despre o carte pe care ai citit-o și care a schimbat ceva în tine. Băi, uite, e un autor care e contemporan cu noi, e născut în 67, se numește Carlos Ruiz Zafón, este un autor de beletristică, este un romancier. Și el a scris multe cărți, dar 4 dintre ele le-a pus în seria intitulată atât de frumos, Cimitirul cărților uitate. Wow. Și el descrie niște povești absolut fascinante, tulburătoare, de toate, de la mister, la ocult, la dragoste, la magie, la toată treaba asta, pe fondul Madridului și Barcelonei, perioade interbelice până în anii 50. Și cum se îngemânează acolo toate poveștile alea și absolut lumea pe care el o construiește sau altcineva prin el o construiește, pe mine mă răvășește de fiecare dată. Și când simt așa de multe ori că am atins așa o limită a frumosului în realitatea cotidiană, mă refugiez în astea 4 cărți. Le-ai citit de mai multe ori? Da, adică eu revin și de fiecare. Și ai remarcat dacă cumva de fiecare dată când revii către a citi o carte, le vezi cu alți ochi? Da, și le vezi, zici că citesc altă poveste. Asta este fascinant. Și filmele, adică eu sunt, uite, fac altă mărturisire, eu sunt un tip destul de anost, adică eu mănânc cam 3 feluri de mâncare de când mă știu, eu pe alea le mănânc, eu n-am o varietate foarte mare. Filmele pe care le văd, sunt 10, 15, 20 de filme pe care le revăd de fiecare dată. Cărțile pe care, că lumea uneori zice, domnule, dar cât ai citit? Domnule, n-am citit foarte mult. Am citit de prea multe ori sau de multe ori cam aceleași cărți. Pentru că de fiecare dată parcă sunt noi, nu știu cum să spun. Și în afară de beletristică, unde te mai duci? Pe ce domeniu? De exemplu, istorie sau... Băi, da, acum, sincer, de când există toate platformele astea vizuale,
recunosc că n-am prea mai citit, că mi s-a schimbat și mie softul. Uh-huh, uh-huh. Dar sunt fascinat de istorie, adică îmi place foarte mult istoria și mai ales îmi place istoria asta scrisă de niște oameni care nu sunt partizanii unor curente ideologii. Adică istoricul ăla care a zis, bă, tati, nu mă interesează cine a avut dreptate sau cine n-a avut dreptate, că eu nu fac o anchetă morală asupra istoriei. Până mă interesează să văd faptele alea cum s-au derulat și să le pun într-un context. Uh-huh. Și atunci, prin tipii ăștia de autori, descoperă și istoria bisericii, și istoria Europei, și istoria noastră, uh-huh. dar nu scrisă de ai noștri, știi? Uh-huh. Uh-huh. Că noi suntem tributari ideologici, așa cumva. Și atunci, cele mai frumoase istorii despre francezi le-au scris niște spanioli, cele mai interesante istorii despre români le-au scris niște britanici, le-au scris niște francezi. Adică niște oameni care nu sunt părtinitori cu subiectul respectiv. Da? Și atunci asta e fascinant, să mă descoper pe mine prin ochii unui străin de mine, nu unui prieten de-al meu, care poate să fie subiectiv. Nu? Mm-hmm. Dacă mă place, mm-hmm. o să zică ce simpatic e Oreste, bă, dacă nu mă place, o să zică ce bou e Oreste, dar nu e, mai corect ar fi să scrie despre mine unul care n-are nicio treabă cu mine. Nici nu mă cunoaște, nici nu e prieten cu mine, ci pur și simplu... Și e într-un punct neutru. E neutru total. Uh-huh. Și atunci am învățat chestia asta, să caut autori care n-au treabă directă cu subiectul despre care scriu. Și acolo am descoperit niște istorii fascinante, apropo de istorie. Uh-huh. Parcă altfel scrise decât... Eu am citit, uite, de exemplu, e foarte la mod acum și foarte bine făcut serialul ăsta Otomanii. Uh-huh. De pe Netflix. Uh-huh. Am văzut și prima parte și a doua parte, mai ales că ambii actori români care uh-huh. joacă acolo uh-huh. sunt prietenii uh-huh. mei. Și am citit, ca noi toți, istoria lui Vlad Țepeș din manualele noastre de istorie. De istorie din care am învățat niște noastre. Lucruri. Bun. Eu am avut șansa, călătorind destul de mai multe ori prin Turcia și pe la Istanbul și pe asta, să stau de vorbă și cu niște studenți la vremea respectivă sau chiar istorici mai consacrați după o anumită vârstă, uh-huh. despre Ștefan cel Mare, despre Vlad Țepeș, despre Mihai Viteazu, adică despre marii noștri voievozi, cum sunt ei reflectați și oglindiți în istoria lor. Uh-huh. Băi, e altă istorie, adică e altceva. Da, e da, cumva, da, sunt da. Doi poli. Polul mm-hmm. nostru are o perspectivă, polul lor are o altă perspectivă. Și atunci am zis, bă, nu se poate că sunt, zici că sunt două istorii diferite. Și atunci am căutat terțum, știi, al mm-hmm. treilea. O altă părere. O altă părere. Un mm-hmm. francez, un englez, un mm-hmm. belgian, un... Cum văd ei perspectiva? Și atunci, cunoscând și A-ul partea noastră și B-ul partea lor mm-hmm. și C-ul partea unuia care n-a avut nicio treabă, băi, mi-am dat seama că de fapt istoria e ca o sferă, depinde de unde o privești și cum o privești. Și mi s-a părut cea mai corectă cea privită din punctul neutru. Mm-hmm. Și în punctele neutre vezi și părțile bune și părțile nasoare și mai puțin ideologice și de propagandă. Și atunci mm-hmm. aia mi-a plăcut să descoper la istorie, punctul ăla neutru. Știi? Deci practic tu te duci în zona în care, atunci când te întâlnești cu un context, o situație, vezi o părere, vezi și o altă părere, le pui poate în paralel, dar mai cauți și o altă perspectivă ca să poți să vezi dincolo de ceea ce e stânga, dreapta, alb, negru. Da, uite, asta este și în viață. Vezi că, uite, într-o poveste de dragoste, uh-huh, da? Uh-huh. Dacă ar fi doar părerea mea și doar părerea ei, ar fi la un moment dat un război între părerea mea și părerea ei. Și apare de lupta de putere. Da, și atunci trebuie să apară punctul de centru al balanței, adică a treia perspectivă. Da. Și a treia perspectivă în viață ar trebui să fie Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu include și prima părere și a doua părere. Și nu le judecă pe amândouă, ci le absoarbe pe amândouă. Și atunci ăla e punctul neutru, ăla e punctul care nici măcar nu e neutru, e activ, dar nu modifică cu nimic perspectiva ta. Dar așa e dintotdeauna, uite și la jurnalism, trebuie să ai trei surse. Dar știi că se spune că echilibrul de fapt apare atunci când există trinitate. Ăla e. Da, da, da. Vezi, la fel ca în relația de cuplu. Da. Bărbatul, femeia și relația. Bărbatul, femeia și relația și copilul, care e rodul relației respective, care are jumate din moștenirea mamei, jumate din moștenirea tatălui și atunci tu ca mamă, când îl vezi pe copil, vezi și partea tatălui în copil și partea ta. Și modul cum te raportezi la copil și modul cum te raportezi la bărbatul de lângă tine spune foarte multe. Și aia atunci familia aia, când uh-huh. e familia ca unitate perfectă, uh-huh. e din trei. Da. Trinitate. Dacă ar fi să ne ducem în zona asta
spirituală. Sau dacă ar fi să vorbim, de exemplu, despre divinitate. Om. Relația omului cu divinitatea. Cum găsim trinitatea în relația asta? Cred că am găsit-o foarte simplu dacă am studiat puțin interacțiunea noastră cu soarele. Vezi că noi nu ne întâlnim niciodată cu soarele. Și dar cu toate astea el există. El există și ajunge la noi prin raze și prin căldură. Și atunci noi putem să avem senzația că e o trinitate a soarelui, deși el este unul singur. Pentru că soarele rămâne acolo unde e, razele pornesc de la el către noi, iar noi simțim ne ca bucurăm efect de căldura. Da. Păi cam asta este 3 egal 1. Așa și noi. Noi avem o parte pe care nu o cunoaștem, care este inconștientul nostru. Avem o altă parte care ne ajută să cunoaștem ce e înăuntru și să sintetizăm ce e în afară, care este subconștientul nostru. Și mai avem o parte vizibilă conștient. Care ai, parte se manifestă cu tine, cea mai mare putere? Tu ai la tine în camera unde am făcut cursurile o diplomă foarte frumoasă cu icebergul acela care arată exact inconștientul care este partea din adâncurile oceanului ale icebergului, pe care nu-l vedem, nu-l cunoaștem. Dar are o cunoaștere profundă. E mare. Cea mai e sursa. E sursa, e cea mai mare parte acolo. Da. E o parte cam tot sub apă așa, dar care, dacă e apa transparentă, se și poate ghici acolo, se și vede care este subconștientul nostru și e partea vizibilă aia în care a intrat Titanicul. Da. Care e conștientul nostru, adică simțurile noastre, omul din afară, omul... Care creează o realitate vizibilă. Da, partea vizibilă, dar noi nu suntem doar partea vizibilă. Noi suntem jumate parte vizibilă, jumate parte invizibilă și atunci... Cum facem să ne dăm seama cine deține puterea din partea asta, din toate părțile de fapt? Cum ajungem să conștientizăm că de fapt ne conduce lumea nevăzută din noi? Păi putem prin două modalități. Să studiem și să credem că așa e, sau să studiem și să nu credem că așa este, dar viața, la un moment dat, adică, ca să o lămuresc mai simplu, să nu mă complic, peste toate școlile teoretice, este școala vieții. Da. Și școala vieții e cu diplomă de absolvire. Adică nu poți să chiulești de la școala vieții. Și cine ne dă diploma de absolvire? Viața însăși. Și atunci vezi, poate că evrei înțelepți erau foarte deștepți când spuneau, bă, nu judeca, nu te băga în funcții de decizie, în meserii din astea care presupun puterea de a hotărâ că e așa sau nu e așa, dacă n-ai împlinit încă 40 de ani. Pentru că se spune că indiferent dacă ești cult, incult, mai prostălău sau mai inteligent, mai predispus să înveți sau mai predispus să nu înveți, bă, dacă ai trecut de vârsta de 40 de ani, înseamnă că școala vieții obligatoriu te-a pus în niște situații. Da. Ți-au murit cei dragi, ai făcut un copil, te-ai împrietenit și te-ai întovărășit, te-ai despărțit. Adică viața ne-a trecut prin niște evenimente, niște jaloane. Bă, oricât ai fi de tântălău, tot îți iei niște lecții. Ții niște lecții de la viață. Și atunci viața, școala vieții, bate și Academia Română și Academia Franceză și toate cărțile scrise la un loc. Vorbim de lecții. Da. Și atunci... Care e lecția cea mai importantă pe care ți-ai luat-o? Până în punctul ăsta în care ești tu acum. Băi, cea mai importantă lecție pe care nici n-am învățat-o până la capăt, am spus, este asta de a nu judeca. Adică eu fac eforturi monumentale să pot să accept că dacă soarele răsare pentru toată lumea și pământul ne hrănește pe toți și vântul ne mângâie pe toți și apa ne alimentează pe toți, cine sunt eu să judecă aia bine, aia nu e bine, ăla îmi place, ăla nu-mi place? Adică asta e lecția. Dumnezeu de fiecare dată mi-a dat-o la temelie când nu am reușit să mă îndulcesc perspectiva judecății. Da, uite, eu am... O întrebare pe care o folosesc de multe ori în terapiile cu oamenii sau în ceea ce fac eu, din ce loc interior apare judecata? Din minte. Pentru că mintea e o mincinoasă. Dar din care minte? Din mintea omenească, diavolescă. Cea care separă. Separă. Păi separator, diabolon, diavol, virgula. Și care cum facem să ajungem din mintea asta care separă la un nivel mai te sus. Să coborâm mai jos, nu mai sus, în inimă.
Noi trebuie să ducem mintea asta care este dualistă, care e albă sau neagră, care e bună sau rea, care e cu noi sau e împotriva noastră, care e rațională sau sentimentală. Adică tot conflictul ăsta al minții, dacă dihotomia asta, dialectică, mintea e dialectică, ea nu poate să funcționeze altfel. Ea nu poate să se păciuiască și să ajungă la starea de liniște dacă nu și armonizează contrariile astea, dacă nu le absorbe undeva. Și singura modalitate de a absorbi stânga-dreapta, bine-rău, lumină-întuneric, este în punctul ăla, cel mai mic punct din centrul inimii tale, unde locuiește Iisus, care nu a judecat pe nimeni niciodată. Dar i-a iertat pe toți. Tu când zici în inimă, e de fapt un nivel de conștiință. Evident că dacă nu e în corazon, nu e în cord, nu e acolo. În inimă în sensul de suflet, adică în sensul de ființa aia care nu judecă. Uite cum sunt copiii, ca să înțeleagă lumea despre ceva. Noi nu mai suntem copii în momentul în care am început să judecăm. Și să fim serioși. Chiar crispați. Și să cunoaștem, Domnul. Adică cunoașterea și să știm noi mai bine. Să știm noi mai bine și să emitem judecățile noastre de valoare prin propriile noastre cunoștințe. Atunci ne rigidizăm, ne uscăm un pic. Și începem din niște copii frumoși, cu privire blândă și cu chef de joacă, să devenim niște mortălăi. Dar știi ce am remarcat, Oreste? Uite, asta e un punct care pe mine mă atinge enorm. Și chiar vreau să văd dacă te atinge și pe tine la fel sau doar ai ajuns în punctul în care să observi. Și ce am remarcat, cu cât oamenii sunt mai cunoscători într-un domeniu, cu atât devin mai agresivi și mai atașați de acel domeniu pe care ei cred că îl cunosc foarte bine. Cum crezi că putem să ieșim din zona asta în care să credem că noi știm și știm foarte bine și deținem controlul la cunoașterea respectivă și să ajungem în punctul în care să ne detașăm un pic de a ne identifica cu această cunoaștere și să ne conectăm cu partea aia care cunoaște de fapt mai mult decât cunoașterea asta, uite, aparent iluzorie. Dacă nu vrem să facem asta, tot viața ne va duce acolo când vom deveni bunici. Pentru că atunci când devenim bunici, adică după ce am fost părinții aia serioși, aici pe mine nevastă mea m-a lămurit în câteva secunde. Apare relaxarea. Ea mi-a zis așa, bă, uite, părinții nu vor să fie copii. Pentru că ei de-abia ieșiseră din copilărie. Da. Și ei s-au luat foarte în serios și ei n-au mai vrut să fie copii. De-aia nu se joacă, părinții nu prea se joacă la mintea copiilor. Pentru că ei de-abia fiind copii până atunci și maturizându-se brusc, au început să devină serioși, să se ducă la muncă serios, să aibă responsabilități, să-și pune povara lumii pe omerii lor și să fie, domne, niște oameni responsabili. Responsabil, că dacă nu ești responsabil, înseamnă că... Și atunci ei pierd din vedere tocmai farmecul pe care Iisus spune, dacă nu veți fi precum aceștia, nu veți ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Nu, și de fapt, lăsați copiii să vină, la mine. Și de fapt viața vine și ne dă o șansă prin fiecare copil pe care noi îl naștem. Da, și mai ales prin copiii copiilor noștri, pentru că noi după ce ne-am săturat de a fi serioși. Orice bunic e dă mintea copiilor, adică ați văzut că e bunicii sunt favoriții copiilor, ce? Pentru că sunt și ei tot copii. Și atunci Dumnezeu nu ne lasă. Ne mai dă o șansă. Da. Poate că nu avem noi copiii noștri, dar tot avem copii. Tot avem niște copii. Și atunci ați văzut, bătrânii au șansa asta extraordinară. Bătrânii, indiferent de vârstă aici, de a se întoarce cumva la ceea ce noi am pierdut. Raiul, să știi că noi l-am pierdut la 7 ani cumva. Adică eu glumesc așa de multe ori și spun, domnule, Adam și Eva când au plecat din rai, n-aveau mai mult de 7 ani. Păi când intri în sistem. Când intri în cunoaștere. Când nu degeaba au mușcat ei din cunoaștere. Că tu ai spus foarte bine. Nu cunoașterea în sine ne-a pierdut pe noi, ci trufia pe care ne-a dat-o cunoașterea. Pentru că diavolul ne-a mințit, nemințindu-ne. A zis, bă, veți cunoaște și veți fi ca Dumnezeu. Dar cum ajungem să facem diferența dintre cunoașterea care vine către noi și care credem noi că e identitate, că ne luăm cunoașterea asta asupra noastră și devenim cunoașterea în sine, și cunoașterea care vine din profunzime. E ceea ce în ortodoxie se numește foarte simplu și foarte frumos smerenie. Dai seama imediat, adică când această cunoaștere
te-am păunat. Mm-hmm. Tu nu mai ești un om obișnuit, tu ești prea venerabilul, cu cernicul, superbul, prea înaltul, minunatul, fantasticul, academicianul de renume mondial, Oreste Teodorescu. Cu 5 da? Mini titluri pe cartea de vizită și... doctorate, ești da, da, da. Și ți se umflă gușia ca la broscui. Mm-hmm, mm-hmm. Adică, domne, și toată lumea vine și domne, Oreste, nu, Ceaușescu, orice, da? Da, atunci da, da. Tu... Dar trebuie să te trezești un pic și să zici, bă, nene, sunt broscoi, ce n-ai bine? Sunt tot un om, vai de capul meu. Și atunci când intervine smerenia, smerenie ce înseamnă? Că poate lumea nu știe exact ce înseamnă smerenie. Smerenia este egal a fi sărac cu Duhul. Ce înseamnă da, să fii sărac? Da, adică, da. Dar nu te împăuna, că tu nu controlezi nimic. Măi, da, cât ai fi tu de deștept. Da. Dinții nu poți să ți-i ții în gură pe toți, că la un moment dat îți scad. Bă, dacă ai mâncat prune și ai băut lapte bătut, faci caca pe tine, iertați-mă, nu poți să te ții nici măcar acolo. Nu știi când mor cei dragi, nu știi când mor tu, nici nu știi când te-ai născut, nici nu știi, adică, nu. Și atunci, înțelegând că n-ai nicio putere de fapt, ci doar iluzia că ai putea să faci. Dom'le, și da, eu când o să da, mă fac da, mare, da, o să fiu da. Medic și după aia o să salvez nu știu câți oameni și după aia pe copilul meu îl fac inginer și pe fiica mea o fac nu știu ce și după aia peste 20 de ani o să mai îmi cumpăr o casă. Stai, bă, prietene, uitând că e cineva mai mare decât tine care te... Ce poți tu să faci, mă omul? Și atunci noi a trebuit să, când mă întreb cum am putea, să acceptăm. Că totul pleacă din acceptare. Da, că nouă Dumnezeu nu ne-a dat foarte multe lucruri, dar alea pe care ne-a dat sunt foarte bogate. Ne asigură o foarte mare bogăție. Ne-a dat libertatea de a zice da la orice, de a zice nu la orice. Și asta e o libertate fantastică. Da, da. Și ne-a dat un timp. Că ce e timp? E un cadou de la Dumnezeu. Da. Și ne-a dat un timp să putem să-L descoperim pe El, să ne descoperim pe noi, să ne descoperim împreună unii pe alții și să facem cu timpul ăsta ceva frumos. Sau ce vrem noi, adică nu ne-a zis, bă, faceți ceva frumos. E un timp și este timpul vieții noastre. Și atunci dacă noi înțelegem că, bă, nici nu prea pot eu, în afară de a mă asocia sau mă disocia, de a zice da sau de a zice nu, și de timpul ăsta pe care l-am, bă, n-am altceva. Habar n-am. De multe ori mă gândesc, n-am avut șansa să am bunici și să văd, să-mi povestească istoriile lor ale vieții. Câți oameni săraci în perioada interperică n-au pus bani pe bani săraci când vor fi copiilor mari să le iau o casă, o mașină, o ce era pe lucru, bicicletă, poate pe vreme. Și, domne, a venit războiul. Fără să calculeze că... A venit războiul, a venit comunismul, a venit cu tare. Ăia săraci în Ucraina, păi stăteau lei în apartamentul lor și mulți își proiectau și o să mergem în vacanța asta la Sochi. Și peste două zile a căzut racheta în cap, adică stai un pic, de unde? Și eu mă gândesc că, domne, mai fac acum nu știu ce și mai fac nu știu ce, traversez, dar iurea și dă mașina peste mine. Nu știu asta, habana. Și atunci nu mai bine ne bucurăm de ceea ce există în clipa în care există. Adică, bă, eu ce am acum? Poate n-am nimic, poate n-am niciun ban, dar am altceva. Bă, o am pe nevastă, mai am pe nepoții mei, am prieteni, am... De ce să nu mă bucur de ce am și tot timpul să-mi proiectez altceva? Că asta e o mare prefăcătorie a diavolului, să te scoată din ce ai și să te tot puși cu mintea așa, domne, drobul de sare. Și dacă o să cadă, dacă nu o să cadă, mamă, și dacă nu o să fie. Și dacă, domne, soțul, fiimea o să fie o bată, dar dacă, adică de ce să mă gândesc la asta? Că scenarii. Scenarii. Noi trebuie să ne vindecăm de scenarii ta. Da, și am remarcat că de cele mai multe ori oamenii trăiesc când în viitor, când în trecut. Da, adică între anxietate și depresie. Da, da, da. Cum facem să ajungem așa, părerea ta, să ajungem să trăim cât mai mult în prezent, chiar dacă acum e la modă un subiect, hai să trăim în prezent, hai să trăim în starea de a fi în prezent, în aici și acum. Păi, uite, eu spun concret, prin respirație. Și atunci dacă omul își acordă un timp să inspire, să țină aerul în piept și să expire în mod corect, o să trăiască în prezent. Pentru că noi avem o minte care zumze teribil de tare. Da. Frânturi de gânduri, aoleu, ce o să facă, ce o să facă. Și atunci noi, ca să ne putem liniști toată chestia asta, ar trebui să ne folosim de un alt dar extraordinar pe care ne-a dat Dumnezeu, care este respirație. Păi dacă poți 40 de zile fără să mănânci, poți 4 zile fără să bei, bă, nu poți mai mult de 4 minute fără să respiri. Da. Și atunci respirația este cel mai important lucru pe care l-are un om la îndemână pentru a trăi. Și respirația în sine, bătrânii înțelepți orientali și chinezii și hinduși spun, bă, cu fiecare inspirație aduci ceva nou și proaspăt în tine.
Cu fiecare expirație dai ceva vechi, da, da, care s-a sedimentat acolo, și de care nu mai ai nevoie. E reziduat. Și o dai afară. Și atunci chinezul spune într-un proverb al lui că cu fiecare inspirație și cu fiecare expirație omul se naște încă o dată și încă o dată. Și atunci eu pot să hotărăsc să mă schimb. Cât durează o inspirație, o inspirație și o expirație. O apnee, că trebuie să ții aerul un pic în tine, și o expirație. Și atunci, dacă noi am începe să respirăm la capacitatea noastră pulmonară corectă, că noi avem o diafragmă care te umple de aer, avem o cutie toracică care se umple de aer și avem și o lobie ăștia superioară ai plămânului care se duc înspre cervical, înspre creier, care și ea se umple cu oxigen. Și atunci, și mai ales creierul care se umple cu oxigen, care de fapt fără asta te duce la un alt nivel. Și atunci, ca să pot să mă liniștesc, să mă centrez, trebuie să respir adânc și în terapie și în orice. Unul mai nervos îi spui, bă, uită-te în ochii mei și respiră. Inspiră, expiră. Și atunci, inspirând și expirând, deja se-a liniștit. Și atunci, asta e bioritmul nostru, pleacă de la respirare. Sigur că omul modern, noi suntem sacadați. Respirăm sacadați, vorbim sacadați. Fugim și nu mai avem timp să ne oxigenăm. Și atunci, sigur că și mintea o ia rază. Și atunci, dacă simți cumva că ai luat o parătură, păi inspiră profund. Ține un pic aerul acolo, expiră. Fă asta de o dată, de două, de trei, de zece, pe 200 de ori dacă e nevoie. Și o să până vezi, te aduci în aici și acum. Te-ai adus aici și acum. Adică respirația te poate sfura din anxietate și din depresie și de a te plasa în momentul tău de prezent, care el e așa cum e el. Și nu e rău așa cum e, pentru că ți l-a dat Dumnezeu. Da. Poate părea rău. Poate, bă, n-am ce să mănânc. Bă, n-ai ce să mănânci. Dacă tu ești calm și liniștit, vei găsi resurse. Nu, dar poate cineva la ușă deschis și eu zic, sunt o vecină. Tama ce m-am mutat aici. V-am făcut o plăcințică, am adus, înțelegi? Da. Eu am simțit asta de multe ori în viață. Da. Când părea că nu ai, ai. Dar nu te lasă Dumnezeu. Dar toate, nu te lasă Dumnezeu niciodată și toate vin către tine așa cum ai nevoie. Cum facem să, uite, mi-a venit acum o întrebare, cum facem să ne dăm seama și să acceptăm că de fapt primim exact ceea ce avem nevoie, dar nu ce avem nevoie din punct de vedere material neapărat, ci ce avem nevoie din punct de vedere spiritual ca hrană, care vine către noi din multe puncte de vedere, dar pe care o primim exact la momentul potrivit. Cu toate astea, noi nu reușim să vedem că de fapt avem ce avem nevoie. Poate nu vedem o dată, poate nu vedem a doua oară. Dar cu siguranță la un moment dat ne prindem de treaba asta și ne prindem când ni se moaie inima. Pentru că la un moment dat, știi, n-am înțeles de ce, dar societatea, nu știu, modelul ăsta ne-a obligat cumva să nu ne arătăm emoțiile. Da. Mai ales bărbații, domne, dacă bărbații plânge un nu plâng, deja e o chestie, s-a plâns, orese, ce fătălău, știi? Ce o prostie. Pentru că tocmai asta e. Noi trebuie să ne spargem sloiul ăla de gheață pe care diavolul l-a înfipt în inimă. Că noi e de aia să suntem proști. Nu că să avem mintea proastă, că mintea e proastă oricum. Pentru că avem inima înghețată și atunci noi nu ne mai emoționăm. Noi nu mai putem să vedem emoția celui care te ajută, emoția celui care are nevoie de ajutor. Și atunci noi nu mai vedem corect. Că noi vedem în etichete, noi vedem în iluzie. Avem niște ochelari deformați. Și atunci putem să vedem treaba asta când suntem mai emoționali un pic. Adică vezi tu mai ales că faci atât practică, teorie, terapie și cu diferite categorii de vârstă, ești mamă, ai copii, ai văzut cât de frumos operează cei mai tineri și copii cu inteligența emoțională. Minunat, magic, dar pe de altă parte, cel mai frumos operează bărbații. Mie mi se pare fascinant când ajung să lucrez cu bărbații în terapie, atât în terapiile individuale cât și în cele de grup, și se deschid mai, în ghilimele, greu, aparent, că se lasă mai greu, pentru că, de fapt, le este teamă să se ducă într-o zonă necunoscută, de fapt, uitată mai de mult, sau reprimată, controlată, da? Băgată sub preș, că așa au fost nevoiți, dar pur și simplu se deschid atât de profund și atât de fain, încât, după ce s-au deschis, sunt conectați cu ei. Da, destul de... Noi cred că o considerăm greșit că femeile sunt sexul slab. Eu cred că e invers. Noi suntem sexul slab. Slab în sensul că suntem mai slabi, de lungere. Da. Cred că da, pentru că, vezi tu, noi fiind mai copilăroși ca bărbați, adică bărbații
știi că se spune și cred că e corect, că nu se maturizează niciodată. Da. Avem șansa asta să fim mai emoționali, pentru că rămânem cumva mai copii. Dar femeile duc o povară mult mai grea. Ele sunt și mame, sunt și soții, trebuie să aibă grijă, e greu. Unei femei este mai greu decât unui bărbat, dar este mai greu pentru că poate mai mult. Că de-aia Dumnezeu și atunci îți dă cât poți să duci. Da, și atunci Dumnezeu va da vouă mult mai multe sarcini și mult mai, o povară mult mai mare de cărat în spinare. Voi cărați viața în spinare. Adică e mai exact greu. Asta voiam să te întreb. Ce părere ai de frazele astea două care au ajuns către mine și cu care eu rezonez, dar acum vezi tu, depinde de fiecare dintre noi cum le vedeam. Femeia este în serviciu vieții și bărbatul este în serviciu femeii. E corect. Și cum le vezi? Cum le poziționezi tu așa? Cum se vede de la tine? Băi, de la mine se vede. Eu cred că am o perspectivă, cred că e corectă asta. Adică eu întotdeauna am știut, n-am știut rațional, dar am intuit întotdeauna că femeile au o viteză în plus față de bărbat. Și se vede asta în funcțiile pe care le îndeplinește. Și am văzut în partiturile pe care le îndeplinește, pentru că una e să fii mamă, alta e să fii soție, alta e să fii cochetă, alta e să fii... Adică rolurile astea fundamentale pe care femeia e chemată să le manifeste în viață, arată, din start, o capacitate mai mare. O femeie poate să se substituie la o adică și bărbatul într-o căsnicie eșuată. Adică dacă te-ai despărțit de bărbat, ăla te lasă cu un copil. Da? Mulți derbedii de ăștia au lăsat copilul mic cu mama. Mama are posibilitatea și capacitatea de a se substitui bărbatul și de a fi și tată copilului respectiv și să-l crească într-un echilibru cât de cât. Ok. Bă, un bărbat, dacă lași singur cu un copil, el va face tot posibilul. Poate și el se va substitui mamei, dar nu e acela. De multe ori, nu. Poate și el, dar e un efort mult mai mare și nu cred că rezultatele sunt la fel de bune. Adică, instinctul ăla matern, filial, e sfânt, e sacrosant. De asta, poate cea mai... mare reușită a diavolului, dacă e să numim așa, este tocmai asta. De a se băga virgula aia care se separe în familie, între părinți și copii, între copii și părinți, între soți, acolo este de fapt cea mai mare miză. Că, băi, totuși, dacă există niște trepte ale mântuirii, una dintre ele este căsnicie. Unde în altă parte să-ți iubești aproapele mai ca pe tine în sus, dacă nu... cu cel de lângă tine cu care trăiești o viață. Oare nu ajungi în anumite momente în care chiar să renunți la tine pentru cel de lângă tine? Da, dar doar atunci îl poți câștiga. Ok, și cum o vezi? Poți câștiga și ce câștigi de fapt? Tot. Pentru că vezi tu, noi, din păcate, noi nu iubim. Noi iubim târziu cu adevărat. Noi, la început, când avem senzația că iubim, noi tot pe noi ne iubim în ochii celuilalt. Proiecția noastră despre noi în oglinda numită celălalt. Da. Când nu e așa, noi repede zicem, domne, m-a dezamăgit Maricica, mă despart de ea, că nu se poate și mi-am pierdut că nu e așa cum am nu așteptat. Nu e așa, domne, cum m-am așteptat eu. Păi tocmai asta e, că ea nu trebuie să fie cum te-ai așteptat tu. Ea este ea. Da. Poți să iubești un om așa cum este el, fără să te gândești măcar să-l mai schimbi. Cu toate ale lui? Cu toate. Aia și cu umbrele? Acolo începe iubirea. Păi cu toate, mă, omul nu e sfânt. Niciunul dintre noi nu suntem sfinți. Noi toți avem lumini, umbre, porcăreli, minunății. Adică baleajul ăsta între sfânt și drac e în fiecare om. Și atunci eu nu pot să iubesc doar sfântul din tine. Atunci ar fi simplu. Cum să iubesc cum ești, așa cum ești. Cum facem să ne acceptăm umbrele? Cum facem să ne împrietenim cu diavolul din noi, în ghilimele? Trebuie să avem timp. Adică noi, în primul rând, trebuie să înțelegem că un om, când e singur și își găsește o jumătate și se duce cu jumătatea asta o perioadă de timp, jumătatea aia este, de fapt, oglinda lui. Dar își găsește o jumătate sau un întreg? Eu cred că el e la început. Noi toți, când suntem singuri, suntem jumătăți.
Dar nu se manifestă în noi și masculinul și femininul și atunci suntem un întreg? Sau se manifestă, dar nu suntem pe deplin. Că noi suntem animus și anima. Nu? Tu, da, ești, da, da. Tu ești femeie cu suflet de bărbat și eu sunt bărbat cu suflet de femeie. Că asta la tine o știa de acum 2000 de ani. Da. Dar noi suntem un androgin așa. Adică suntem și bărbați și femeie în manifestările noastre psihosomatice, sufletești și așa mai departe. Dar noi pentru a ne întregi cu adevărat ca și ființă, trebuie să devenim acea trinitate. Și atunci eu, unul, am nevoie de tine, altul, ca împreună eu cu tine să-l facem pe altul, al treilea, ca sinteză între noi doi. Și iată triunghiul. Da. Asta prima este formă de... E prima formă de stabilitate. Și așa, de aici pleacă întregirea ființei. Că noi ne-am separat... Întâi a fost Adam, da? Și văzând Dumnezeu, după ce l-a tocmit pe Adam, că îi lipsește ceva lui Adam în toată deplinătatea lui, i-a luat în el o coastă. E foarte interesant simbolul ăsta. Da. Și a făcut-o pe ea. Și când el a văzut-o pe ea, a avut tot ce i-a trebuit. Nu mai trebuie nimic aici. Atât de mult i-a plăcut de ea, încât a ascultat-o și au și plecat de lângă Dumnezeu. Adică dragostea... Am putea să privim asta ca o renunțare la sine? Da, e prima formă de iubire, este că renunți la tine, adică dacă nu renunți la tine, nu poți să iubești cu adevărat. Dar cum așezăm informația, eu dacă renunț la mine și te iubesc mai mult pe tine, de fapt nu mă iubesc pe mine? Dar să vină iubirea aia de sine dintr-o zonă de... onorarea ființei care sunt, nu din zona de renunțare la sine. Da, nu trebuie să renunți condiționat fiind că te bate ăla sau că așa ți-a zis mama soacră sau Doamne iartă-mă altcineva. Nu, ci asta e o chestiune foarte intimă, lăuntrică. Okay. Adică, știi cum e? Noi când suntem îndrăgostiți, cu adevărat, noi tot ne gândim, băi, eu îmi dau viața pentru asta. Nu, adică, bă, dacă se întâmplă ceva și bă, e viața mea sau viața lui, a ei, așa, bă, eu mă aruncă, acum mă aruncă în funcție, nu pot să trăiesc fără omul ăla. Aici e, cred că aici e nuanța asta, în care, asta înseamnă renunțare la sine. În moment, asta nu înseamnă că nu te iubești pe tine. Nu, asta înseamnă că îl iubești pe celălalt ca pe tine. Pentru că tu nici nu te poți iubi tu pe tine dacă tu nu renunți puțin la tine ca să-L înțelegi pe Dumnezeu. Vezi că și Dumnezeu spune, băi, mai golește-te tu, frate, tu din tine, să am eu ce să umplu. Dar dacă ajungi, de exemplu, să-L iubești mai mult pe cel de lângă tine, mai mult decât pe tine, nu se creează dezechilibru? Ba da, într-un fel, adică dacă e ceva bolnăvicios, dacă e ceva compulsiv, posesiv, de dependență, bă, nu pot să trăiesc fără tine, fără tine, adică nu așa, adică asta e ceva neasumat, asta este iubirea abandon, știi, bă, eu nu mai, nu mă interesează, eu, tu ești viața mea, dacă tu mă părăsești, eu mă sinucid. Asta uite, e abandon. Ai zis o frază foarte, foarte faină. Știi că mulți dintre părinții noștri, din generația părinților noștri, de fapt noi am crescut în generația părinților noștri cu fraza tu ești cel mai important pentru mine, fără tine, eu nu pot să trăiesc. Și asta a pus o foarte mare presiune pe noi, copiii care am crescut cu astfel de părinți. Cum vezi tu lucrul ăsta? Păi uite... Atunci când vorbim de iubire. Cred cu tărie că iubirea aia când este adevărată nu trebuie rostită. Noi rostim și rostim din ce în ce mai des cuvântul te iubesc când sentimentul nu există. Pentru că dacă eu te iubesc, toată ființa mea simte. Te iubește și simte și tu dacă nu simți că te iubesc, ești nesimțit. Adică n-ai cum, dacă eu te iubesc de vârful degetelor de la picioare până în creștetul capului te iubesc și tu nu simți, atunci ești nesimțit. Păi da, dar un copil nu învață iubirea de la părinți? Ba tata, el nu învață vorbele. Ce el o simte oricum. Uite, dar nu simte. Adică, uite, părinții mei au divorțat în 84, i-au fost civilizați, nu s-au certat, adică mie nu mi-arătau că ei nu se iubesc. Dar ce, că dar eram bău și nu dădeam seama de răceala dintre ei, că ei nu trebuie să știu. Copiii simt, ei au inteligență emoțională. Și atunci, dacă te iubești, nu trebuie să faci parade, e ca la post. Știi, când postești, spune Dumnezeu. Când postești, nu te da cu var pe față și umbla de ucă așa, aolea, ce fapte. Nu, când faci o faptă bună, nu trebuie să știi dreapta ce face stâng. Uite, apropo de post, că a început postul creștin. Ce părere ai tu de post? Ce înseamnă postul pentru tine și cum arată un post ținut
cu sufletul. Păi e și în Isaia, găsim și în Matei și în toți evangheliștii găsim trimiteri către postul plăcut lui Dumnezeu. Este postul din lăuntru către afară. Adică a postii, noi avem senzația așa cumva că este strict dieta alimentară și renunțarea la anumite alimente. Niște alimente și renunțarea la anumite gesturi exterioare nouă. Bă, nu fumez, nu beau, nu mănânc carne, nu mănânc brânză. Și nu fac dragoste cu soțul. Nu fac dragoste cu soțul și ai că e ceva care nu are nicio legătură cu postul. Au și ele rostul lor toate astea. Dar postul plăcutului Dumnezeu îl găsim prin vorbele unor proroși și profeți prin care a vorbit Dumnezeu, că el ne-a zis clar ce vrea de la noi. Și ăla este înfrânarea nu de la ce bagi în gură, ci mai degrabă înfrânarea de la ce scoți pe gură. Și este și o sete acolo de dreptate și de iertare. Dar adică, de fapt, ce scoți pe gură are legătură cu vorbele pe care le scoți, care vin dintr-o anumită stare? Da, ele sunt în raportul cauză-efect, sufletul e cauza, mintea și vorba sunt efectul. Și atunci nu spune Hristos că nu ceea ce intră în gura omului spurcă pe om, ci mai degrabă ceea ce iese din gura lui, adică din inima lui, prin gură către afară. Și atunci postul este tocmai înfrânarea răutății, mă, a judecății, a răutății. Tu, dacă vrei să postești, tu trebuie să te ierți și pe tine și pe ceilalți care ți-au greșit. Să te dezlegi și să dezlegi la rândul tău făcăturile, legăturile, tot strânsorile astea, stringurile astea pe care noi tot le facem între noi. Dacă poți să ajuți real pe cineva, să te ridici chiar împotriva unei nedreptăți, nu? Păi vezi pe unul că e trât în lanțuri și e post. Bă, nu știu dacă poți să le liberezi tu, că poate îl ține miliția pe ăla. Dar o vorbă bună acolo, să te duci și zici, frate, Dumnezeu fie cu tine. E enorm de mult. Maica Tereza de Calcuta, care e o sfântă și care s-a dus în India să-l propovedească pe Hristos, povestește o chestie fantastică. Ea se ducea cu mâncare, cu mici atenții, la niște comunități de năpăstuiți de pe acolo, printre care a ajuns și la niște leproși. Și ajungând la leproși a dat ce avea mâncare și nu mai avea nimic, ca săraca se întorcea acasă, la unde era ea, la mănăstirea. Și a văzut un lepros și s-a rupt inima, că a zis, bă, eu nu am ce să-i mai dau omul ăsta. Și efectiv s-a dus la el și a zis, bă, eu n-am ce să-ți dau, nu mai am nimic, că am împărțit tot. Și l-a apucat așa de mâini și l-a ținut de mâini și el s-a uitat în ochi și a zis, păi ce să mai întai, că mi-ai dat enorm, tu m-ai ținut, păi tu ești o femeie normală, să nu știu ce religie practici tu, pare că nu ești de-a noastră, nu? Să vedea cu cruce. Dar să știi că nimeni din ai mei n-a venit să mă țin așa de mâini, mai ales că eu am și lepră, adică tu ai trecut peste. Ai trecut peste scârba de a vedea un om în descompunere. Te-am simțit că ai venit cu tot sufletul alături de mine și m-ai apucat de mâini și m-ai tratat ca pe cineva drag ție. Ce mâncare mă întrebui mie? Că mănânc, ce am mâncat de carne aia de pe mine? Dar asta are nevoie omul, de iubire. Și mai ales cu cât e mai urât, mai vai de capul lui și mai de nenorocit, nu trebuie să te duci să-i dai un ban neapărat, că ce-ți facă la cu banul? Și iau o napolitană. Și bun, am luat mâncat napolitană și după aia a dat-o pe o ia de la capăt. Dar dacă îi dai o emoție adevărată și îi arăți că ești și el important. Vezi că noi toți suntem importanți. De fapt, oare e despre că și el aparține vieții? Păi da, e parte din viață. El de ce există în ecuație? Adică în romanul scris de Dumnezeu... Fiecare dintre noi există. Noi toți stăm la masă acum, da? Noi nu știm ce vrea Dumnezeu. Păi și intră unul peste noi acum și zice, bă, dați-mi și mie ceva de mâncare că mi-e foame. Nu știm, a apărut brusc în podcastul nostru. Noi putem să-i zicem, ieși afară, bă, nenorocitule, sau, păi, asta-i frate, tu te la bucătărie, ai ceva de mâncare, nu? Adică Dumnezeu a creat o scenă, dar ne-a lăsat și pe noi în scena respectivă să acționăm într-un fel. Cum e sufletul nostru? Și cum putem să ne dăm seama cum e sufletul nostru? Păi nu ne dăm seama repede. Ne dăm seama în primul rând la greu.
Adică adevăratul caracter al unui om se vede atunci? Nu se vede când e bine omului. Că noi când e bine tot suntem mișto. Numai pe bune, dacă am și bani, am și de toate, am și, bă, trebuie să fiu nebun, e ca la Iov. Adevăratul caracter al lui Iov, din pilda Vechiului Testament, s-a arătat când n-a mai avut mă nimic. Da. Ea a venit da. Dracu și a luat tot. Și atunci s-a văzut cine este Iov. Așa ne vedem și noi. Când avem senzația că am pierdut tot. Și atunci când am pierdut tot, noi ne arătăm adevăratul caracter. Doi tâlhari sunt pe cruce, da? Ei pierduseră deja tot pentru că erau bătuți în cuie. Da. Și urma să fie bătut în cuie și Iisus. Și cu toate astea? Păi cu toate astea, unul dintre tâlhari s-a mântuit primul dintre oameni. De ce? Pentru că a fost acolo cu toată inima și cu tot sufletul lângă omul ăla. A făcut tot ceea ce ar fi făcut un om corect. Deci, bă, eu sunt un tâlhar, merit să fiu aici. Bă, noi tâlharii ne cunoaștem între noi. Băiatul ăsta nu știm cine e, nu e tati tâlhar. De ce-l omoră? De ce? Ce aveți cu el? Ba mai mult decât atâta, uitându-se la omul ăla, nu l-a cunoscut. Nu l-a auzit propovăduind pe Iisus. Probabil că auzise el ceva. Dar privindu-l așa cu câtă seninătate omul ăla stă pe cruce și nu se plânge, ba și crezut. I-a zis, bă, dacă tu ești cel ce spui că ești, amintește, domnule, n-a zis, iartă-mă, du-mă, fă-mă, amintește și de mine că ai stat o secundă și cu mine. Ălălalt tâlhar avea aceeași putere, nu? A zis, ce, bă, ești tu mare șmecher, dă-te jos de pe cruce, ia uite, domnule, că ești tu Dumnezeu, de ce nu ne mântuiești și pe noi acum, ce, nu știu, și? Ce înseamnă conștiință cristică? Că se spune că omul, dacă ajunge să trăiască într-o conștiință cristică, ajunge la un nivel. Păi, în primul rând, este o acceptare a lui Iisus. Iisus este inima fiecăruia dintre noi. Noi avem legea lui Dumnezeu scrisă de la Adam și Eva, adică toți am știut ce vrea Dumnezeu de la noi. Dacă citim și Evanghelia lui Ioan, înțelegem foarte bine cine este Iisus, că este cuvântul lui Dumnezeu care s-a întrupat, adică s-a făcut om și a venit și a locuit cu noi, printre noi, ca un om obișnuit. N-a venit ca un zeu, n-a venit ca un împărat, deși putea să fie împărat, nu că venea din spiță regală, din neamul lui David. Dar a venit ca un om, ca un prieten. Și este un prieten viu. Adică noi mai fiecare dintre noi. Da, noi murim și el nu. El este prieten și cu mine, și cu părinții mei, și cu străbunii mei, și cu nepoții mei, și cu toți oamenii. Dar e un prieten foarte discret. Adică el nu va veni niciodată dacă tu nu-l primești. Și atunci dacă nu te rogi la el, simplu, așa, Doamne, Sfântul, Fiul lui Dumnezeu, milostivul, este un păcătos. Și eu spui la început, s-ar putea să o spui rugăciunea asta fără să o... De minte, fără să o conții. Da, fără să o, fără să o simți. Dar trebuie să începi de undeva. Și spune Părintele Clopa foarte frumos de treptele acestei rugăciuni. Că la început o spui cu buzele, după aia o spui și cu mintea, după aia o spui cu inima și abia mai târziu o spui cu toată ființa ta. Da, cu trăirea. Dar de la undeva trebuie să începi. Și la vioară, bă, nu o să cânti ca Paganinii de la început. Faci o oră, două, trei, bă, scârți la vioară aia până când la un moment dat vine de la sine melodia. Și cu poeziile la fel. Mai întâi spunem poeziile și apoi ajungem să recităm poezia și să o trăim. Evident. Și la actorie, și în teatru, și în viață, trebuie să ai un exercițiu. Și atunci, ca să poți să fii cu Iisus, trebuie să-L accepti, să ți se facă dor cumva de ceva frumos. Că El este frumosul. Dar uite, știi că există acel dor pe care fiecare dintre noi îl are, respectiv dorul de acasă. Cum îl punem așa în cuvinte, acest dor de acasă? Oare nu are legătură cu activarea... El e dorul de acasă. Acasa noastră e aia pe care am părăsit-o prin Adam și Eva. Când eram cu toții la oaltă și îngeri și oameni și toată lumea, eram o familie. E foarte frumos în pilda fiului rătăcitor, despre asta este vorba. Adică unul a zis, băi, nu vreau să lucrez pe moșia lui tată. Vreau să mă duc în lume. Și ducându-se în lume, a nimerit tot felul de alte tablale. Și la un moment dat i s-a făcut tot de tatălui. A zis, bă, bine, tot de acasă. Eu am văzut și cum e pe talaurul Gigi și pe talaurul Costel. Bă, parcă nu e ca acasă.
Atunci dorul de acasă te întoarce acasă. Uh-huh. El vine dacă vine. Poate să nu vină. Tu ai dreptul să nu fie dor de Dumnezeu. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu te iubește. Tocmai că te așteaptă. Și dacă n-ai venit tu, poate copilul tău, sau urmașul tău, sau cursatul tău, sau cel căruia tu i-ai dat un cuvânt. Uh-huh. L-ai pescuit și tu ca un pescar de oameni și i-ai dat o momeară sfântă din asta, poate va veni el și atunci venind el, prin tine, vei veni și... Deci, practic, tu spui, cum ai zis acum, dacă va veni el, prin tine vei veni și tu. Oare spui, ne vindecăm unii pe alții? Sigur. Și atunci cine pe cine vindecă, de fapt? Sau poate vindecă e un cuvânt foarte profund spus. Ne susținem să creștem. Păi Dumnezeu ne vindecă pe toți. Dar cum? Că nu face impersonal. Face personal. Și atunci Dumnezeu, când vrea să vorbească cu tine, El va găsi pe lângă tine pe cineva. Nu trebuie să fie neapărat un preot, cum zic unii, că doar prin noi se poate ajunge. Nu e adevărat. Însă și faptul că apostolii erau niște oameni simpli și toată tradiția bisericii se bazează pe apostoli și pe filiația apostolică, ne arată că Dumnezeu alege pe cine vrea El să-ți vorbească ție, ca tu să-și auzi. Despre numele Lui. Despre numele Lui și despre ce ai tu nevoie. Și atunci mergi în piață și o bătrânică, oare și care, la un moment dat, după ce ți-a vândut niște leuștene, îți spune ceva. Și acel ceva va rodi în tine și va lucra în tine o minunată întâlnire cu Dumnezeu. Și nu e bătrânica cea care a făcut-o, că bătrânica poate nici nu știe ce a spus. Dar Dumnezeu a ales o stație în care ți-a pogorât și El, că dacă nu vrei tu să-L auzi personal, sau poate nu ești pregătit să-L auzi personal, ți-e mai ușor să auzi prin altcineva. Adică fiecare dintre noi oare suntem mesageri? Dacă vrem, da. Păi ce le-a spus Iisus apostolul? Să fie pescari de oameni, adică să ia omul și să-i tăie o mâncare. Peștii aia, pâinile alea, care e o mâncare sfântă. Și asta nu e de la tine. Că noi nu putem să fim sfinți, că nu suntem. Da, pescari. Da, pescari de oameni putem să fim. Dacă noi putem să pescuim în numele companiei de parfumuri, de nu știu ce, recrutare de forță de muncă, putem să pescuim oamenii și pe calea asta. Doar să fim acolo. Nici nu cred că depinde de noi treaba. Uite, mi-a mai venit acum o întrebare. Cum facem să ajungem către Dumnezeu fără intermediari? Uneori să știi că s-ar putea să nu putem fără intermediari. De asta și biserica ea are o tradiție care e a Sfinților Părinți, a altor apostoli care au ajuns. Și atunci noi putem să vedem cum au ajuns ei acolo și să încercăm să urmăm un cal. Pentru că nu există o cheie universală, adică noi nu putem să învățăm un manual al mântuirii. Adică nu există mântuirea în 5 trepte, nu există. Există doar cele eficiente și rapide cu soluții. Nu există. Este o cărare a inimii. Și atunci inima e cea care te conduce către Dumnezeu. Și ea doar dacă vrea. Adică un om este suficient să vrea. Adică pur și simplu, un om dacă s-a hotărât să vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, îl va cunoaște pe Dumnezeu. Cum? Numai Dumnezeu știe treaba. De fapt, Dumnezeu alege momentul când omul să se trezească, să treacă la un alt nivel în care să-și asculte inima, să se conecteze cu sufletul mai profund? Dacă Dumnezeu nu așteaptă, Dumnezeu El este. El fiind veșnicie, El este permanent. Adică, cu alte cuvinte, doar noi ne despărțim de El, nu s-a despărțit niciodată de noi. Noi ne separăm de Dumnezeu. De El, vrem să facem asta. Pentru că nu credem în El, pentru că nu ne interesează, pentru că dorim să încercăm să vedem și cum e fără El. Dar oare ne separăm de Dumnezeu și atunci când ne separăm de oameni și judecăm? Da. Păi noi când îl judecăm pe un semăn de-al nostru, noi batem într-un fel sau altul și noi un cui în mâna sau în piciorul lui Iisus.
Uite, o altă întrebare care mi-a venit acum. Știi că suntem mulți dintre noi care, mai devreme sau mai târziu prin viață, ajungem să spunem eu sunt un om bun și nu înțeleg de ce mi se întâmplă atât de multe lucruri rele, de ce oamenii mă trădează, de ce oamenii mă înșeală, de ce mă mint, de ce... Cum facem să ajungem în punctul în care să conștientizăm sau să ne uităm la noi cu blândețe, cu acceptare, că putem să fim și în zona cealaltă, în care viața ne va duce să manifestăm în ghilimele răutatea din noi, chiar și atunci când noi declarăm sus și tare că suntem buni. Păi noi, uite, îți răspund și eu printr-o întrebare, deși nu se face. Cum putem noi să spunem că suntem buni, dacă Sfinții mari, rugându-se la Dumnezeu, spun și miluiește-mă pe mine păcătosul, pe, nu este mai bun decât un sfânt. Și dacă Sfântul are conștiința de sine că el e păcătos, cum să am eu conștiința de mine că sunt bun? Deci, practic, din ce loc interior facem asta? Din trufie. Există și o trufie a smereniei, care este blestemul ortodox, ca să spun. Adică noi nu putem să credem că suntem buni în raport cu cine suntem buni. În raport cu Dumnezeu nu suntem buni. Suntem păcătoși, pentru că El ne iartă și nu ne judecă și noi ne judecăm între noi și nu ne iertăm între noi, nici măcar pe noi. Și atunci, cum să fiu bun? Și atunci, cu cât ne convine că suntem buni, cu atât ne îndepărtăm mai mult. Dar nu suntem. Adică știi cum e? Că e foarte simplu mecanismul psihologic. Da. Ăla care greșește va poza întotdeauna într-un perfecționist. Într-un salvator. Nu greșește, doamne, sunt bun. Da. Noi nu suntem buni. Dar nu trebuie să fim neapărat buni. Trebuie să vrem să fim buni și dacă vrem o să și devenim. Dar nu trebuie să avem conștiința asta, doamne, ce bun sunt eu. Doamne, a făcut numai bine în viață și uite ce mi se întâmplă. Bă, prietene, dacă ți se întâmplă ceva nasol, înseamnă că tu nu ai învățat lecția care trebuie. Și până mă vei învăța, te va strânge pantofola, nu o să-ți fie bine. Și atunci cum facem să ieșim din zona asta în care să arătăm cu degetul către ceilalți și să ne întoarcem și să arătăm cu degetul către noi? Uite, mi s-a întâmplat asta pentru că poate e ceva ce am nevoie să schimb la mine. Cred că e un resort care vine de la sine, adică probabil viața te va împinge un unghiul ăla în care tu să recunoști limita de competență și să te declari învins. Nu e cam psalmul 50 al lui David, inima zdrobită. Hai că trebuie să ni se zdrobească inima. Să înțelegi că tu nu mai poți să faci nimic de la tine. Și atunci când înțelegi că ești chiar neputincios cu adevărat, vine o dulceață de la Dumnezeu. Pentru că ea e, oricum există dulceața asta, dar tu nu ai cum să o simți dacă tu ești prea plin de tine și ai senzația că tu ești prea bun și că meriți mai bine mult decât primești. Și ești așa într-un soi de ceartă cu Dumnezeu fără să o recunoști măcar. Pentru că e mai aproape de Dumnezeu ăla care are curaj să se certe cu Dumnezeu și să se ia la trântă cu El pe bune, decât meritul ăla care e... Nu are curaj să-i spună Dumnezeu, e nedrept cu mine, dar eu sunt bun. El are gândul ăsta, Doamne, dar ce are Dumnezeu? Uite ce am făcut și aia și aia, am dat și lui ăla, eu mi-am pus inima pe tavă, eu am făcut și atunci când e cu eu, e trufie, nu e smerenie. Super. Mulțumesc. Eu îți mulțumesc. Și să încheiem așa într-o notă, nu educativă, ci introspectivă. Mă gândesc la o întrebare pe care să ți-o adresez, dar de fapt, uite acum, îmi vine că nu e o întrebare, ci e un îndemn pe care să-l lași nouă celor care se uită la ce am reușit să facem noi în seara asta împreună. Un îndemn prin care să transmiți, poate suna presiune pe tine, dar pe care să-l dai fiecărui om, dacă ar fi să te uiți la ei fără judecată, fără critică, ci doar conectându-te cu ei din suflet. Păi, cum ar arăta? Le-aș spune ceea ce spune și Sfântul Augustin, adică, păi, fraților, fiți autentici. Când sunteți buni, sunteți buni. Când sunteți răi, sunteți răi. Nu vă mințiți. Și dacă iubiți cu adevărat, puteți să faceți orice.
Pentru că iubirea o să vă împiedice să faceți rău. Și atunci, n-a spus Sfântul Augustin, iubește și în rest voi ce vrei. Mulțumesc! Să rămână, eu mulțumesc! Și succes! Sper să toate celelalte podcasturi pe care să le faci să fie după sufletul tău, adică frumoase și înălțătoare pentru cei care te privesc. Doamnește, așa să fie! Mulțumesc!